domnul José Miguel Vinyals e invitatul nostru de azi, consul onorific al Spaniei la Timișoara. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine ai venit, Miguel! Ești consul din 2013 da. Și în Timișoara din 2007. Așa este. 12 ani în aprilie. Așa este. Sărbătorești? O să sărbătoresc ceva, da, cu prieteni apropiați. Cum percepi orașul? Cu minusurile lui culturale, cu plusurile lui culturale? Hai să le luăm pe rând. Ce-ți place cel mai mult la Timișoara culturalmente? Așa, concret și punctual. Concret și punctual, un lucru care m-a lovit de la început, când am ajuns la Timișoara. Bine, pentru mine deja de la început era o țară, România în general, o țară complet nouă. Da. Nu cunoșteam de înainte de 2007. Și când am ajuns la Timișoara și am văzut o societate care încă păstra multiculturalitatea aceea, am cunoscut oameni care vorbeau maghiara, bineînțeles română, limba germană, multilingvismul ăsta, sârbă, maghiară, exact. Germană. Asta este ceva care mi-a fascinat, pentru că mereu am avut o slăbiciune eu cu limbi diferite și culturi diferite. Câte limbi vorbești? Spaniola, evident, 8. Română. Catalana și spaniola sunt limbele mele materne, să zicem. După franceza, engleza, imediat am învățat, sau tineri, după am trăit și în Franța, am trăit mai mulți ani de zile, în Italia mai mulți ani de zile, atunci deci, italiana. Cunoști Europa da. Foarte bine. Nu foarte bine, dar portugheză vorbesc, germana vorbesc, românește vorbesc și acum învăț limba serbă. Am învățat și alte, dar nu pot să spun că le vorbesc, că nu am ajuns la un nivel adecvat. Și asta a fost primul punct, să zicem, forte, care da. Te-a lovit, cum spuneai, da. La modul plăcut, multiculturalismul. Altul care ar fi? Altul m-a impresionat și faptul că era 2007, a fost anul în care România a intrat în Uniunea Europeană. Ai venit odată cu vizele, cum ar fi. Eliminarea vizelor, de fapt. Da, odată cu eliminarea vizelor. Cu eliminarea vizelor. Și am văzut o societate care chiar dorea, sau oameni cu care mă întâlneam atunci, chiar doreau să vadă o schimbare în societate, în România, în general, în Timișoara, în particular, să ne apropiem mai mult de idealul Europei, care atunci era un ideal. Acum, probabil că oamenii știu mai mult despre ce înseamnă Europa în general, dar atunci era un ideal, era foarte idealizat, era că vom deveni și noi cum... Păi aici a fost un fel de frază, refren asta în anii după Revoluție, să intrăm în Europa. Exact, exact. Același frasă aveam și noi în Spania, când am intrat și cred că periferia Europei mereu a văzut Europa că țările centrale, Benelux, Germania, Franța, etc. Și noi nu ne-am considerat 100% și suntem 100%. Mai ales în periferiile estice ale Europei, pentru că aici se punea pur și simplu problema raportării la Occident. Da. Dacă și în periferiile sud-vestice. Și noi vestice... acolo spuneam, da. E un discurs mult mai complex și, bineînțeles, rădăcinile vin de altundeva. Dar cumva este adevărat că pentru Spania ideea de, ok, să intrăm în Uniunea Europeană este un fel de, vom intra în Europa, vom fi parte al Europei. Vorbesc de anii 80. Anii 80. Asta cu intrăm în Europa, în România, era un refren, cum spuneam, al anilor 90, anii care au urmat, deceniul care au urmat Revoluției. Da. Astea, multiculturalismul, să fișăm așa Timișoara, asta e un fapt arhi cunoscut. Ce alte lucruri te-au mai, cum să zic, ți-au mai plăcut, te-au mai marcat pozitiv aici la orașul ăsta? Bine, pentru... eu am locuit înainte, am locuit în marele orașe. Sunt din Barcelona, am locuit și la Barcelona mulți ani de zile, da. Și la Madrid, și la Paris mulți ani de zile, și la Milan mulți ani de zile. Orașe mult mai mari. Orașele mult mai mari. Aici am văzut un oraș care 300.000 de locuitori, 350.000 de locuitori, mult mai mic, evident, decât metropolele occidentale. Dar unde se puteau face multe lucruri, unde puteai cunoaște foarte multe lucruri, oameni interesante. La Barcelona sau la Madrid sau la Paris, dacă vrei să te baci într-un anumit grup de oameni care o specialitate sau un mediu artistic sau cultural, etc., scena este atât de largă
și sunt atât de mulți oameni, e aproape imposibil să cunoști în profunzime tot ce se întâmplă acolo. Trebuie să fii chiar specializat, chiar să te baci între... Și să petreci mult timp acolo. Aici, nu, aici Timișoara mi-a permis să... Pentru că, ok, și eu sunt foarte eclectic și îmi place să știu de toate. Se poate că nu sunt specialist cu nimic, dar îmi place să știu de tot ce se întâmplă. Și atunci aici am cunoscut tot fel de oameni, în toate domeniile. Și asta a fost pentru mine, din punctul de vedere intelectual, cultural, o mare plăcere. Ceva adică care nu am putut să fac înainte. Ai putut cunoaște mai ușor mediile culturale, intelectuale și nu numai și din faptul, oraș. Și trebuie să spun și că asta este adevărat, faptul că sunt străini, spaniolul nostru, îmi spuneau la un anumit punct, nu că o rara avis. Chiar asta m-a deschis niște uși. Sunt mai mulți români în Spania. Exact. Atunci este ca un fel exotic. Tipul ăsta, ce faci aici? Prima întrebare. Și după, ok, se interesează de ce facem și noi aici. Ce este mereu de apreciat. Exotismul ăsta mai ține sau după 12 ani în Timișoara? Mai puțin. Mai puțin pentru că m-au integrat deja în peisajul timișorean. Dar chiar ești ceva timișorean sau ești timișorean, te consideri? Da. Cumva, da. Eu sunt bineînțeles, eu sunt din Barcelona, sunt spaniol. Ce nu-ți place la Timișoara? Viteza cu care se dezvoltă lucruri. Asta e un aspect pozitiv sau negativ? Sau cred, și. Cred că și și. Cred că și. Ar trebui, eu cred că în orice caz că ar trebui lucrurile să schimbe mai repede. Mai repede? Mai repede. Prin urmare, nu-ți place o anumită lentoare a schimbării? Eu ce... că n-am venit... Că s-a trecut de unul dintre orașele care se dezvoltă alert. Da. Și pentru România. Alergatul poate fi pozitiv sau poate fi negativ. Dacă alergi, poți scade mai ușor. Dar cred că ar trebui să mergem mai repede. Cred și că... în ce sens? Că n-am venit în România... Și nu doar Timișoara, în România în general. Că n-am venit în România și în Timișoara... Veneam cu experiența trăită în Spania în anul 85, când a intrat Spania în Uniunea Europeană și în 10 ani de zile Spania a schimbat radical, dar radical, din toate punctele de vedere, din punctul de vedere social, infrastructură, economic, cultural. A fost o expansiune pe care... O explozie. Aici nu s-a întâmplat același lucru. Eu mă așteptam același lucru. Și nu s-a întâmplat același lucru. Lucrurile se întâmplă la un ritm mult mai încet. Nu știu dacă este datorită, bineînțeles, asta joacă, trecutul nu este același, nu a fost același în Spania. Evident, și trecutul condiționează. Condiționează enorm, vrând, pentru că vrând, oameni care trebuie să producă această schimbare. Chiar și trecutul, așa zis, îndepărtat, adică nu... Da, dar și trecutul recent, background-ul nu este exact același, nici pe departe. Atunci asta chiar ne oprește cumva. Și faptul, mie ce mă îngrijorează foarte mult, este că cei care ar trebui să facă schimbare, foarte mulți dintre ei se gândesc să schimbe, dar țara s-a plecat undeva. Și cultural, din punctul de vedere al vieții culturale, ce ai vrea să găsești în Timișoara și nu găsești? O plajă mult mai largă. De ce? De evenimente? Nu de evenimente, de public. Adică, hai să intrăm. Se fac foarte multe evenimente. Sincer, sunt momente, acum, când se suprapun, se suprapun, sunt săptămâni unde fiecare zi am ceva, invitație pentru un eveniment, în toate demersurile. Și nu le poți împăca. Eu nu le pot, nu, dar nu este asta problema. Problema este că dacă mă duc luni la un eveniment, marți la alt, miercuri la alt, mereu mă întâlnesc cu același oameni. Asta e o mare problemă și se constată indiferent de mediu. Fie că discutăm de literatură, fie că discutăm de arte, fie că discutăm... Suntem într-un oraș de 400.000 de locuitori, între cei înregistrați și cei care nu sunt. Unde sunt majoritatea oamenilor? De ce nu vin la evenimente culturale? Păi, aici e o chestiune. Nu ține doar de promovare, că promovarea evenimentelor culturale se face. Se face. Totuși trăim într-un oraș în care dacă vrei să mergi la evenimente culturale, nu trebuie decât să dai un click, afli, poți afla. Da. Dar ceva, într-adevăr, nu se constituie acea masă critică deocamdată. Nu știu explicația. Tu care crezi că e? Bine, eu zic că e și normal. Și nu trebuie să ne surprindem prea mult. Faptul este că cultura mereu a fost, în general în lume, a fost considerată ceva elitist.
pentru o elită care are timp să se ocupe de așa ceva sau și populația în general trebuia să trăiască zi cu zi, să muncească și avea deja prea mult cu viața lor, de a supraviețui, să zicem așa. Lucrurile, dacă vrei să schimbi, nu poți să organizezi, de exemplu, în Piața Unirii un eveniment și să crezi că oameni din Freidor sau de nu știu ce cartiere vor veni la tine ușor, pentru că și foarte mulți dintre ei nu au, se poate, medii de transport sau mașini. Da, sau sunt probleme tehnice, oarecum, organizatorii, ce să zicem, administrative. Eu am văzut cum în Spania, în Barcelona chiar, s-au organizat evenimentele culturale în cartiere. Trebuie de descongestionat cumva. Descentralizat. Dacă dorim să implicăm pe oameni, trebuie să mergem acolo unde sunt oameni. E foarte bine să, sau asta înseamnă să extindem probabil, să facem mai multe evenimente, să găsim și parteneri în are, în cartiere, unde este zonele o masă critică, orașului. De unde oameni nu vin, pentru că nu au timp, nu au chef, nu știu, este teama. Prin urmare, explici asta printr-o serie de factori, să zicem, organizatorici, tehnici, da. Nu prin faptul că pur și simplu ceva se întâmplă. Nu există o apetență. Nu e că se întâmplă. Eu consider că probabil oameni ar merge la niște evenimente culturale mai populare, să zicem așa, dacă s-ar întâmpla la ei în cartier. Și unde nu i-ar fi teamă să se întâmple. Ok, să intri într-un muzeu la un vernisaj sau să te duci la o expoziție. Poți avea o reticență. Și chiar... Adică să până te obișnuiești. Da, până te obișnuiești. Trebuie, prin urmare, zona aia de, să zicem așa, încălzire, cu un termen sportiv, a publicului, s-a deschis, nu? Interesul cultural, da. Încă observi asta că la noi statutul culturii e destul de elitist. Cred că nu e destul de elitist, dar este considerat elitist. E considerat, de percepție, da. Vorbim. Percepția este... Prin urmare, cultura nu e integrată, să zicem, în fluxul cotidian al vieții. Așa este. Așa este. Sunt, bineînțeles, este o masă de oameni care, da, că au integrat cultura în viața lor și o trăiesc cu naturalitate. Dar pentru foarte mulți este mereu ceva străin. Acum, dincolo de acest aspect, într-adevăr, important, legat de public, ce alte minusuri culturale ale Timișoarei mai observi? Mi-e greu de spus, de face o analiză în profunzime. Ție ce nu-ți place? Mie ce nu-mi place... Momentele de tăcere erau farmecolor mare în emisiune, te rog. Nu, eu zic că, și este probabil legat de ce am spus înainte, eu văd, și nu cred că este doar un fenomen timișorean, cred că este în țara, este o lipsă de implicare de societate civilă, societății civile, în demersul orașului. Ce înseamnă asta, detaliind, în cultură? În cultura și în toate, pentru că asta este și o parte al culturii oamenilor. În cultură înseamnă că noi trăim în comunitate. Și dacă trăim în comunitate, trebuie să ne dezvoltăm în comunitate. Și toți avem un rol de jucat în această comunitate și trebuie să integrăm și te referi la rolul comunității în actul cultural. În actul cultural și în toate demersurile. Dacă cultural considerăm doar nu știu, literatura, artele canonice, artele, cumva. Ok, atunci da. Dar și cultura este modul cum ne raportăm în societate cu ceilalți. Corect. Și tot asta e cultura noastră. Și tot acolo mi lipsesc integrarea, participarea populații în societate civilă. În așa fel încât rolul publicului lor să nu mai fie pasiv. Adică doar oameni care asistă la un eveniment. Exact. Să zicem că administrația publică nu poate face tot. E imposibil. Nu, nici în Timișoara, nici niciunde. Ține de școală, ține de familie, ține de mass media, ține de... Foarte important. Nimic nu ține doar de un sector. Nu. Școala are un rol... Esențial. Esențial. Esențial în tot. La școală, într-adevăr, se va dezvolta acest plăcut pentru cultura, pentru societate. După părerea mea, la școală se pierde sau se câștigă meciul pentru cultură într-o societate. Da, așa este. Astea sunt două observații. Atât faptul că e cam același public relativ restrâns la evenimente, un anumit număr de oameni care trec pe la evenimentele de cultură în general, faptul că publicul, societatea civilă sau publicul, mă rog, nu este suficient
reprezentat uh-huh. în activa, da, actul reprezentat. Cultural, n-are un rol activ, mai mult, mă rog, să zicem așa, marginal și pasiv cumva, nu se coimplică, nu e coautor în ceea ce privește evenimentul cultural. Faptul că evenimentele culturale nu sunt descentralizate suficient, adică nu se petrec în Timișoara, ci într-o zonă a Timișoarei, evident în zona centrală. Da. Și hai să mai vedem, să atingem cifra magică 3. Încă un aspect care tu crezi că ar trebui urgent remediat sau care chiar apasă. Chiar apasă. Bine, chiar apasă. Aici se poate discuta de foarte multe lucruri. Da, nu. Eu zic că cu ce am vorbit, eu zic că acum ce avem la Timișoara este invers, nu apasă, este oportunitate, este o fereastră deschisă extraordinar de importantă, care este posibilitate, nu posibilitate, organizarea capitalii culturale da. În 2020. Și care este, trebuie să fie cea mai culturală perioadă din istoria acestui oraș. Exact. Exact. Și este, chiar este o fereastră importantă pentru noi, ca oraș, dar și pentru a ne arăta afară. Și asta este o ocazie unică, extraordinar de importantă, care trebuie să fie să primească implicarea populației foarte mult, pentru că și acolo mă raportez eu la experiența trăită în Spania cu la Barcelona cu Jocurile Olimpice, dacă vrei, dar și da. Capitalitățile culturale ca San Sebastian 2016. Voluntariatul este de o importanță extremă. Fără voluntariat, nici Barcelona n-ar fi fost ce a fost. Nici San Sebastian ar fi fost ce a fost. Și ai prins, uite, fiind în Timișoara din 2007 și din 2013 consul onorific al Spaniei la Timișoara. Deceniul ăsta care nu mai are mult și se încheie, nu al doilea deceniu al mileniului, cel început în deceniul, în 2010, dar asta pe care ne apropiem acum de finalul lui, a fost totuși martorul unor evoluții culturale. A apărut Bienala. Da. Au apărut două festivaluri de literatură da. Și lecturi publice da. Pe care, cum să zic, au individualizat cumva orașul. Și alte aspecte, în artă plastică, în teatru și nu numai. A fost un deceniu de evoluție. Tu de ce aspecte ale vieții culturale timișoare te simți mai apropiat? Că eu te-am văzut și la lansări, te-am văzut și la vernisaje cel mai da. Mult. Da, bine, așa cum am spus înainte, mie îmi place eclectismul acesta. Îmi place să știu ce se întâmplă peste tot și îmi place să joc un rol de spectator și să particip. Am participat și la ședințele aceasta de lectura publică, da, de da, exemplu. Da. Am fost invitat și îți mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care le-am primit. Chiar sunt foarte fericit când văd că se întâmplă așa ceva, de exemplu cu citirile la public, publică, pentru că acolo copii, tineri, toată lumea în general poate participa. Și participa. E comunitar. E comunitar. Și asta este extraordinar de important. Eu în toate aceste evenimente mă simt bine. Eu personal îmi place, nu știu, să scriu poezie. Scrii? Poezie. Da. Scriu poezie. Scriu și îmi place să scriu în general. Dar partea poetică este una da. Mai aparte. Nu, evident că nu... Ești și un businessman care scrie... poezie. Da, asta nu-i foarte... Nu cred că sunt unic. Da, nu ești singur, dar nici foarte frecvent. Da, nu-i ceva atât nu de este, nu. Rar sau rar încât am mai scris foarte multe da. Mai ales în spaniola. Sau în catalana, în amândouă limbi. Da. Sunt cele mai folosite. Nu numai, dar ok. Și mi-ar place să joc în alte... Mă duc cu plăcere la vernisaje, mă duc să știu ce se întâmplă, să văd și am și o opinie, bineînțeles. Nu tot ce văd mi-mi place. Da. Dar... Cât de mult îți place din ce vezi? Depinde. Cât asta ține de depinde. Un anumit standard de evaluare personal, subiectiv, da. Evident, da. Nu de evaluare a actului cultural, propriu da. Zis. Asta e evaluarea critică până la urmă. Eu și ce intima. Văd, de exemplu, cu arta plastică. Așa. Arta plastică, dacă vrei să asta am citit, da. Sau pun, dacă vrei să fii un bun ceva, trebuie să studiezi foarte mult, trebuie să bun scriitor, trebuie să citești foarte mult, trebuie să scrii foarte mult. Da. Trebuie e un travaliu permanent. Exact. Dacă vrei să fii un bun pictor, la fel. Eu văd artiști care chiar au meditat ce fac, s-au gândit, se vede că au o maestrie cu pensula și o arată. Alți care cred că nu știu ce fac, nu au consistență, nu au...
care nu-ți fac deloc pe românește. Zici, ok, ce încearcă să-mi spună? Eu recunosc că sunt mai mult veche școală. Îmi place să văd un tablou și să știu despre ce este vorba. Nu îmi place că trebuie să vină cineva să-mi povestească că aceste trăsături reprezintă nu știu ce. La fel se întâmplă cu poezia, de exemplu. Poezia pare că acum, nu doar în România, și în general în lume, trebuie să scrii complicat. Trebuie să folosești o grămadă de cuvinte care nu sunt folosite. Să le legi. Să le alegi. Cauți dicționarul de sinonim și atunci, care este cuvântul cel mai complicat? Asta o voi folosi, pentru că atunci îmi dau eu nu știu ce. Nu-mi place. Eu sunt de acord cu învățatul cuvintelor noi, când este ceva, dar nu că de fiecare trei cuvinte trebuie să mă opresc să caut în Dex online ce înseamnă asta. Pentru că mă pierd. Atunci pierzi și ritmul poeziei. O poezie trebuie să fie, să aibă un ritm, să aibă... Ce mai pentru mine, pentru gustul meu. Așa îmi place mie să scriu. Când scriu ceva, vreau să fie ușor pentru toată lumea de înțeles ce vreau să transmit. Da, asta e optica, într-adevăr, care vizează o anumită simplitate creativă, constructivă, cumva, a actului artistic. Noi, în Spania, am avut un poet, Juan Ramón Jiménez, care a fost și primul Nobel. Da. Și la sfârșitul vieții, el a scris o poezie foarte scurtă și foarte frumoasă, că spunea cumva poezia pentru el era o femeie frumoasă și a început să o îmbrace și o pună de toate peste ea. Și s-a dat seama că la sfârșitul era mult mai frumoasă, nudă, decât dezbracată, decât cu atât de multe artificii. Și asta era concluzia lui la sfârșitul vieții. Este mult mai frumos când este simplu. Uite, e ziua cititului azi când înregistrăm această emisiune. O întrebare revine obsesiv pe varii platforme publice. Dom'le, suntem 18, 19, 20, nu știm exact, de milioane în România. Avem o piață de carte mai mică decât a unor țări sau cât a unor țări cu mult mai puțin oameni. Cum explici asta? Și nu foarte îndepărtate, țări care provin din blocul, așa zis, fost bloc estic. Da. Cum explic asta? Nu știu să explic. Eu sunt un cititor... Ce crezi că explic asta? Cred că explică faptul că cititul începe în familie și în școală. Dacă prin urmare, nu este doar... E cumva de dincolo de sistemul cultural, propriu-zis. Da. Dincolo din sistemul cultural, cititul începe în familie și în școală. Dacă copilul crește într-o familie unde sunt cărți acolo. Și unde citesc părinții. Unde citesc părinți. Și unde școala învață și să citească, nu pentru că este obligator să citești Caragiale, dar pentru că îți va place ceva în literatura noastră sau nu doar în clasă. Și pentru că simți prin prisma părinților, a profesorilor, ce face în sensul bun cititul din pasiune. Da. Și atunci copilul va aprecia, nu toți copiii, bineînțeles, dar mai mulți vor aprecia cititul. Sunt inițiative foarte bune în niște librerie la Timișoara, unde copiii se adună sâmbătă, duminică, să citească. Mi se citește, este o fantastic. Poveste. Da. Există cu asta se începe, cu povești. Într-un fel, cu asta se și termină, să zicem așa, ca o poveste cu... Încălecatul pe șa, știi formula tradițională, m-am încălecat pe șa și v-am spus povestea așa. Care este prezența spaniolă în cultura locului, în cultura timișoreană? Care ar fi, să zicem, vârful ei, intervalul pe care l-ai acoperit în calitate de consul? Eu am încercat, ok, bineînțeles, în Timișoara nu sunt foarte mulți spanioli, suntem foarte puțini. Vin unii în timpul săptămânii să muncească aici și plecă înapoi, dar nu locuiesc, suntem foarte puțini cei care sunt. Dar încercam, consulatul cu Asociația Culturală pe care o am, Via România Cultura, să promovăm cultura spaniolă aici cum putem, cu resursele puțin pe care le avem și cu implicare oamenilor. Cultura înseamnă tot, nu gastronomie. E curios ce spui, pentru că chiar impactul real pe care îl avem în Timișoara este mult mai mare, mult mai mare decât realitatea fizică noastră aici. Asta înseamnă că chiar cultura spaniolă a depășit. Nu depinde de ce facem noi. Oamenii știu mult mai mult despre Spania. Fiind o cultură mare, importantă, cum se zice. Da, importantă. Și când sunt evenimente,
mereu când sunt evenimente culturale la Timișoara, festivale, vine o trupă din Spania, vine un scriitor din Spania sau de limba spaniolă. Exact, sau de limba spaniolă, un artist. Mereu este ceva legat de Spania. Spania este mare, este activă cultural. E o țară chiar care nu urmărește, chiar care deschide. Și noi încercăm aici să facem, să promovăm cum putem. Dar chiar ne bucuram de o primire foarte frumoasă. Gracias. De nada.